cu altă formație va fi mai slab clasată. Pe de altă parte însă voluntariul este implicată și în semifinalele Cupei României. Ascunsă, a ajuns la 33 de ani. Oh, reluarea lui Armaș, ce aproape este să devieze Ricardinho. Armaș a trimis pe 6 metri și a spune că în acest minutul 23 după un corner apare prima ocazie cu adevărat importantă. Centrarea lui Budescu, încă o de cap alături. Ciobanu are un șut bun, întârzie, este blocat, ajunge la Omoc, care vrea să treacă de Nemet, șutul lui Omoc. Aplaudat de Hagi, cadrat însă pe portar, iar Popa are calitate. Avem o accidentare. Este Budescu. Nici nu mă miră la kilogramele pe care le are în plus. Se ține de gleznă. Nedelcu vine să-l consoleze. S-ar putea să fie ceva mai serios. S-ar putea să n-ajute numai Chelenul. Da, foarte multă grijă cu glezna stânga lui Budescu. Probabil că este o accidentare serioasă. S-a accidentat singur, nu l-a atins nimeni. Iancu Petre. Dar iată aici ocazia lui Hefte. Mare șansă, prima mare ocazie a farului. Iese Omoc, intră Iancu. Iată acum 8 goluri. Și iată-l aici pe Iancu, foarte aproape de a marca. Balon deviat în corner de Armaș. Și Ion Gheorghe este un jucător important care nu este titular din cauza... Rada Slavescu! Șutul lui Rada Slavescu peste bară. Popa nu se grăbește deloc. Șutul lui Iancu, boxat în față, faza continuă cu Petre. Intervenție complicată pentru tânărul portar al gazdelor, Mihai Popa. Și iată șansa de contraatac prin Merloi, se repliază Rada Slavescu. Este momentul pe care teoretic îl așteaptă Merloi, îi pasează lui Gheorghe. Ce bine au revenit în apărare cei de la Farul, dar atât pe Merloi în careu. Merloi pasează la Nemeț, doar corner. Per partidă din Europa. Astăzi s-a jucat și iată-l pe Petre pătrunzând. Ce ocazie, Boboc! Extraordinară șansă, cea mai mare fază, cea mai importantă fază a meciului. Cred că Dropa a reușit să respingă. Da, Lucas Dropa, cel care se resimte este Briceac. Sunt soluții pe bancă, iar voluntarul mai are... Centrare, Arma! Prieteni, neverosimil, un final de meci în care gazdele păreau mulțumite cu rezultatul de egalitate.
și iată vine acest gol. Voluntariul urcă, rămâne mă rog pe locul 4, dar o egalează pe CS Universitatea Craiova. Face 30 de puncte, zice la 5 puncte peste Farul și la 6 peste FC Argeș. De departe, cel mai bun sezon din istoria grupării, chiar dacă iată pe Pelicanino cu gol marcat în două meciuri consecutive de play-off. Am scris și cu CS Universitatea, tot așa un gol extrem de important, golul de 2-1. Chiar dacă a avut un sezon când a câștigat Cupa României și Supercupa, ceea ce face Liviu Cebotariu aici este mult mai important. Cebotariu și nu Armaș este cel care a lovit mingea cu capul, iar Ricardinho din 2 metri împinge balonul în plasă. 3 minute de prelungire,